Bună seara, care sunt concluziile după acest joc? Concluziile care să fie? Meci echilibrat, rezultat echitabil la ceea ce s-a desfășurat pe teren. Sigur, cred că am fost echipa care am încercat mai mult. Ne-am creat situații și în prima repriză și în a doua, din păcate, în fața porții suferim. Atâta se poate în momentul de față. Nu e plăcut, dar ce putem face? Să mergem înainte, să încercăm să facem mai mult. Măcar, nu știu, priviți partea bună a paharului că sunt egal cu echipe puternice? Fără doar și poate, că am spus-o și înainte de joc. Spun și acum, au fost 4 echipe care se bat în acest an pentru campionat. Mă refer FCSB, Craiova, Botoșan și UTA. Se vor bate în partea superioară. Dar sigur, ne dorim să câștigăm. Dar am pierdut foarte mult la capitolul combativitate, la capitolul spirit. Au plecat 12 jucători și e destul de greu să-i poți înlocui pe termen scurt. E destul de dificil, dar ne străduim. N-are rost să ne mai plângem în momentul de față, că n-avem ce face. Băieții spuneau ceva de un blocaj. Simțiți că există o oarecare criză așa? Un blocaj. Blocaj. Când nu câștigi meciul, sigur că e un blocaj. Acum, unde e blocajul respectiv, n-aș putea să vă spun. Încercăm de la joc la joc. Soluțiile sunt puține. Bărbuț, după 2 luni de zile de inactivitate, după doar 4 antrenamente, l-am forțat să joace. Nu sunt soluții așa multe ca să putem să facem în momentul de față ceea ce am făcut anul trecut. Aveți soluții pentru meciul de cupă? Încercăm, trebuie să găsim soluții. În momentul de față trebuie să găsim și soluții pentru meciul de cupă și pentru meciul de campionat, meciul următor de campionat. Am trecut printr-o perioadă grea și dacă e să iau partea plină, cum ați spus, n-am pierdut, mergem înainte. Vom vedea alți jucători la treabă cu farul sau n-aveți alții scoateți? De unde? Alți jucători nu sunt. Ăștia care îi avem astăzi, ăsta a fost lotul care am putut să-l punem la dispoziție. Deci, dacă ar fi fost încă unul în minus, da, dar în plus n-avea nimeni. Restul sunt accidentați, probleme. Jocul cu numărul 80 pentru dumneavoastră pe banca lui Sepsi, cel mai lung mandat al dumneavoastră la o singură echipă continuu. E mult? E puțin? Îi simțiți? Nu știu, da, nu cred că asta e important în momentul de față. Rămâne pentru statistică. La nicio echipă n-am mai stat 80 de jocuri. A stat la Botoșan, dar am 2 mandate. Ah, am înțeles. Asta este, sperăm să la următorii să stau 280. Nu vă plac schimbările așa foarte mult? Nu, așa am fost și ca jucător. Sunt un tip statornic, un tip care își face treaba cât de bine poate. Nu-mi place să schimb foarte des. Acolo unde sunt, vreau să stau, pentru că numai așa se poate face performanță, lucrurile se pot face cum trebuie. În momentul în care se schimbă foarte des, e clar că idei noi, gânduri noi, toată lumea trebuie să se adapteze la nou și foarte greu. În aceste 80 de meciuri au contat sau a contat în decizia noastră de a continua și conducerea de aici a fără fost altceva? Poate. Fără doar și poate. Mă uit un prim campionat mai dificil, în care, sigur, am încercat maximum posibil și am reușit la final să terminăm pe o poziție onorabilă. După aia, al doilea campionat a fost un campionat mult mai reușit, cu o vară foarte bine gândită din timp, cu transferuri foarte, foarte bune. Apoi, sigur că am pierdut foarte mulți jucători în această vară, jucători importanți și din primul 11 și jucători de lot. Și din acest motiv, probabil că în momentul de față suferim. Ați avut și momente când ați vrut să renunțați, sincer? Aici? Niciun moment. Nu, niciun moment. Nu. M-am gândit că va fi un an mult mai greu decât cel trecut, dar am o speranță că vom reuși să ne regrupăm foarte rapid după ce am pierdut jucătorii respectiv. Nu s-a întâmplat, dar n-avem ce face. Sunt un luptător și așa voi fi tot timpul. Mulțumesc! Cu multă plăcere!